Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Începe cea mai tare emisiune din FM-ul românesc. Asta voiam să spun. Aveți foarfecele la voi? Da, foarfecele pentru? Păi, poate pică de o inaugurare poate ceva. Poate pică. Băi, sunt din ce în ce mai puține lucruri de inaugurat, pentru că se inaugurează foarte multe de către oficiali. Nu mai ai loc să te bucuri că, pac, vine încă una, încă una, încă una. Acum am văzut știri peste tot că s-a inaugurat pasajul Mogoșoaia. Pentru fericiții care nu cunosc centura Bucureștiului, la una dintre intrările în București este o intersecție acolo cumplită, una din multele intersecții cumplite de pe centura Bucureștiului, drumul care trece prin Crevedia, mă rog, Buftea, Mogoșoaia și intră în București. Intersecția cu centura capitalei, da, unde acolo circulă foarte multe campioane și camioane, nu și campioane. Campioane. Și foarte e imposibil să respiri dacă stai mult în intersecție. Și slavă cerului s-a inaugurat cu jumătate de an mai devreme. Astea sunt titlurile peste tot, ceva uluitor. Nu s-a mai văzut așa. Dar nu reușesc să înțeleagă cum cu jumătate de an mai devreme. Cred că au luat materialele de la mine, de la doamna Ghica de acolo. Știu unde s-a blocat șantierul. Nu mai nicio speranță. Și le-a băgat materiale, i-a trimis la alte munci. Dar au făcut intersecția cu gresie ceva? Și cred că de asta, știi, că au luat de acolo, au dus din coace și stâlpișori. Da, au pus parchet, coșuri de gunoi, panseluțe, nu. Bun, dar serios acum. Hai ne mai lăsăm mult păcăliți. Cum adică cu jumătate de an mai devreme? E cu 10 ani mai târziu. E serios? Da, este. Deci se discută despre pasajul ăsta. Eram eu mic de când se tot discută despre ele. Și tot eu având să-l facă. Am un amic, s-a mutat în Buftea acum 15 ani și îmi spunea, băi, și o să facă pasajul de la Mogoșoaia. Și uite. Și ce bine. Da, și s-a făcut. S-a făcut. Păi și a sărbătorit aseară. L-ai sunat? Că, cred că era praful. Praf? Cum, mă? 6 luni mai devreme. În condițiile în care licitația s-a făcut acum 5 ani, un pasaj de 800 de metri. Trebuie 5 ani să facă un pasaj de 800 de metri în condițiile în care oricum discută de o viață întreagă de pasajul vieții. Nu mai ții minte de gaura de la Băneasa? Că au făcut un... Păi nu, că eu țin minte că ne mutasem în ultimul sediu. Da, pasajul subteran. Pasajul subteran, da. A șanțul. Șanțul, da. Da, un șanț acolo. Și trebuia să vin dimineață, trebuia să fiu la 10 la radio, plecam undeva pe la 8, că făceam o oră și ceva de acasă. Dar 2 până ani la a radio, fost... trebuia să fac 10 minute. A fost nevoie de 2 ani să construiască acel pasaj, care este de fapt un șanț cu un capac pe deasupra. Exact. Și atunci, da. De ce acum sunteți, mă? Acum au terminat cu jumătate de an mai. De ce l-a durat 2 ani? Da, dar ăsta a durat 15. Ăsta? Nu, proiectul a durat 15, dar lucrările în sine au fost că adică hai totuși să ne bucurăm când... Să ne bucurăm, da. E totuși o realizare excepțională, formidabilă. Realizare formidabilă, bravo. Bravo. Să nu fim cărcotași, bravo. Ar trebui făcut, l-am văzut pe domnul Câțu acolo. Eu cred că domnul Câțu, da, ar trebui făcut un arc de triumf. Cred că asta ar trebui, dar dacă faci un arc de triumf, te apuci acum în România să faci un arc de triumf, durează 20 de ani. Deci, nu ce cred ce că înțeleg, se mai poate, da. Pasajul ăsta, oricum, oricât ar fi durat el, nu e meritul actualului guvern. Adică nu e ca și cum ar fi început guvernul actual lucrările și tot el le-a terminat. Da, și dar știi cum... De ce te duci la inaugurare, că nu e al tău? Pentru că este un proverb verb. Un proverb verb vechi. Vechi proverb. Un proverb așa vechi în limba română, care zice nu e pentru cine se pregătește, pentru cine moștenește. Corect. Sigur că în subsolul la postarea domnului Câțu triumfală cu inaugurarea, oamenii l-au felicitat pe Cătălin Drulă, dar nu este și meritul lui Cătălin Drulă. Nu. Nu. Dar nu contează, bă, s-a făcut, să nu mai fim cărcotași. Și adevărat, acum că s-a făcut doar ăsta, lucrurile trebuie făcute integrate. Adică mai trebuie făcut un sens giratorul la Otopeni, mai trebuia rezolvat ceva la Chiajna, acum ambuteajele se vor muta în Otopeni și Chiajna. L-au făcut nici așa, nu-ți convine. Băi, îmi convine, dar știi, e bine să se facă totodată, ar fi grozav. Nu-i nimic, băi, tot e bine, bravo, foarte frumos. Problema însă, să revenim la inaugurare, domnul Câțu nu s-a putut abține. Deci dânsul a vrut să se pozeze la deschiderea traficului și cum, logic, nicio deschidere a ceva nu poate avea loc fără ca ceva cu pricina să fie închis. Mă înțelegi? Deci poți să deschizi dacă nu e închis. S-au format niște cozi îngrozitoare pe centură ca să facă domnul Câțu poză. Adică s-a blocat traficul total. El fiind oricum împotmolit rău de tot pe centură, acum s-a și oprit, s-au avut niște coloane de alea îngrozitoare și camionagii și alți șoferi i-au transmis gânduri bune. Multe gânduri bune prin claxon de la sute de metri distanță, unde așteptau ca domnul Câțu să-și termine pozele și declarațiile de presă. Și sunetul este grăitor. Da, îi auzim pe șoferi cât de supărați sunt și e normal. Toți am fi supărați dacă am fi stat în trafic cu orele. Acest pasaj rezolvă o problemă majoră pentru centură. Dacă m-ar putea auzi
ar afla că s-a rezolvat și problema cu carantinarea șoferilor de tir care vin din exterior, din zone roșii. O simplă testare, nu mai intră în carantinare sau dacă sunt vaccinați. Ia uite ce fericiți erau. Această problemă. Da. Bucurie, e claxon, e ca la Victoria Națională. Oamenii erau supărați că au stat în trafic mai mult decât de obicei în timp ce domnul Câțu rezolva problema. Deci pentru inaugurarea asta a reușit să blocheze traficul și mai rău. Deci, bun, ok, să anunțe, să iasă la Palatul Victoria, să spună, apropo, știi ce? În afară de faptul că nu mai știu cât stau aici, că am făcut-o de oaie cu vaccinarea, cu toate alea, am și o veste bună. Vedeți că s-a deschis pasajul Mogoșoaia, puteți să mergeți să-l vedeți. Era mult mai bine din punctul ăsta de vedere. De ce s-o fi trebuit să se ducă moți acolo, să blocheze traficul, ca să spună de acum se poate circula? Nu chiar de acum. Să-mi fac eu poze mai întâi și după aceea. Deci scandalul a fost atât de mare încât pur și simplu nu se putea purta un dialog cu gazetarii. N-au ce spuneți. N-au ce spuneți, nu s-aude lumea prea bucuroasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.